Salutare, prieteni! Încep prin a vă ura sărbători fericite, sărbători cu bine pentru toți crescătorii, cuiburi sănătoase și animale cât mai bune să scoateți și ce va fi pe viitor să fie ok. Ne aflăm afară, la adăpostul exterior, cu fluturași și berbeci. Încep prin a vă plouă un pic, dar încercăm să facem așa un clip printre picături. Aici avem masculașul fluture, masculaș adus de la Oradea, de la domnul Emil, Uriaș German Oradea, o achiziție foarte bună, prin care dânsul își confirmă animalele, având în ele calitate și punctajele pe care le-a obținut la Expo și le confirmă prin aceste exemplare. Un masculaș care mi l-am dorit și de care aveam nevoie pentru viitor, sănătos, s-a acomodat bine la mine, autoritar pe cușca lui. Îmi place așa de el, că nu e chiar, nu te lasă să te apropiase de cușca lui. E mai autoritar, așa îmi place de el. Un desen bun și pe partea și pe cealaltă. Se apropie și el ușor de 4 kg. Un exemplar pe care v-am zis mi l-am dorit și sunt mulțumit pentru că am putut să-l achiziționez. Să mergem tot pe fluturași, să terminăm cu ei. Aici avem cuibul din 9 februarie, în curând urmează să facă și 2 luni, peste 3 zile. Avem 7 exemplare, dintre care 2 femeluțe și 5 masculași, unul mai frumos ca altul. O să am și eu, acesta este unul care îl opresc, cel care vine la mine. Dar o să-mi aleg că sunt buni, sunt frumoși. I-am separat acum 3 zile de mama lor, i-am înțărcat. Astăzi le-am mai dat o cură de Bicox și i-am finalizat prin a-i vedea ce sunt. Și am scris în urechi. Urmează tatuarea după Paști, probabil după 20 aprilie. Urmează tatuarea și selectarea pentru matca viitoare. Un cui bun, gene de la Rus Cătălin, probabil crescător de fluturi care știți în țară, îl cunoașteți cu siguranță. Și ce să vă zic, prin exemplarele care le are, aceasta este femela Janet, mama la pui, 2 serii de pui, un cuib de noiembrie și un cuib de februarie. O mamă excepțională, undeva la 7,2 kg. Mi-a dat niște cui buni. Continui cu ea pentru anul viitor. Să vedem ce voi face. Dacă nu voi găsi mascul fluture matur pentru a face o montă, o să încerc să o dau la Uriaș pentru a scoate ceva pentru consum, nu știu, mă gândesc. Deocamdată nu m-am hotărât, dar e o idee. Fluturaș. Mai avem aici, aici înăuntru, femeluță Janet. O femelă Janet care e din prima serie de pui de la femela mare. Pui din 7 noiembrie. Femelă pe care mi-am oprit o matcă, singurul pui care din cei 4 care l-am oprit. O femelă bună, promite și sper să scot pui la anul, de fapt în toamnă, să pot să scot o pui cu ea. Trecem pe linia de berbeci. Aici avem masculașul alb de la
Costi, Soare, un prieten al meu de la Dâmbovița, Titu, un mascul care deocamdată nu am montat cu el pentru că nu am ce. Un mascul bun, masiv, s-a mai îngroșat. Vedem ce voi face și cu el. Aici avem femeluța Salander, oprită matcă pentru mine, în prima serie de berbeci după 16 decembrie. Este singurul exemplar care l-am oprit. Am mai fost și un masculaș, însă i-am dat drumul. L-am trimis la Arad, la un prieten. O femeluță care promite, este leită mama ei și o să mai miopesc probabil ceva din cuibul al doilea, care urmează să-l prezint. O femeluță bună, cu evoluție excepțională. Eu urmărim evoluția și vă țin la curent. O să trebuiască să mai achiziționez 3 adăpători, pentru că aici și celelalte două de jos nu am. A trebuit să le bag înăuntru la boxa nouă. Aici avem cuibul de berbeci din 4 februarie. O lună de zile au făcut și ei alarteri. Avem 4 masculași și o femeluță. Merg bine, au început să mănânce, ușor, ușor se vor descurca și fără mama lor. Acum vedem ce va urma. Un cui bun, reușit. Pentru prietenii mei care sunt crescători de berbici. Am asta evoluția într-o lună de zile, dacă nu i-ați mai văzut și cum sunt acum. Toți turingienii sunt masculi și încă o femeluță albă, iar celălalt exemplar alb masculaș. Asta e, probabil femeluța o să opresc și un masculaș. Aici avem o achiziție nouă făcută astăzi, un masculaș berbec, german albastru, tot de la prietenul meu Lucian Dobrin, de unde mi-am achiziționat prima dată femela Salander, tot de la el, să zic așa, este un cadouaș făcut de el. Îi mulțumesc pe această cale și sper să fie sănătos și să pot monta cu el. Un masculaș care promite, numai de aceea mi-a plăcut culoarea și vreau să văd ce gene va avea în el și ce pui îmi va da. Cam atât despre adăpostul de afară. O să fac o filmare și înăuntru, să vă mai arăt ce mai avem nou pe acolo și cum am mai evoluat pui. Cam atât, de salt.